Ministerul Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și Primăriei Municipiului Lugoj pentru sprijinul acordat în organizarea acestei competiții. Încă o dată mult succes și aș dori să declar deschise campionatul național individual pe echipe al juniorilor, nivel 1, 2 și 3, la masculin. Mult succes și cel mai bun să câștige! Mulțumesc, Simona Amânar! Pentru că ne aflăm la un campionat național și pentru că este normal să deschidem competiția, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați spectatori și sportivi, vă rog să audiem imnul național al României. Hai! Am un copil de zonă, e la alba, acolo. Păi și de bani.
țopăi la aterizare. Camarade, și aș vrea doamnelor, domnișoarelor și domnilor, împreună cu dumneavoastră, stimați spectatori, să îi aplaudăm pe finaliștii care astăzi se vor întrece la aceste două aparatele. La sol vor fi juniorii de nivelul 2, iar la calculare juniorii de nivelul 1. Ediția campionatului național, în sincer la mulți ani, și sănătate, putere de muncă pentru toți cei care astăzi sunt Constantin sau Elena. La mulți ani! Nu grăbim, mai avem încă un minut. Mai avem încă un minut de încălzire. Da, am de depanat problema tehnică. Viorel Stăverean. Este campionul de ieri, de la nivelul 1, campionul absolut. Să-l urmărim. Bine, bine! 23.450 pentru Viorel Stăgerean de la Bistrița. Urmează acum să-și prezinte execuția Andres Mihai. Este nota pentru Radeș Petrache de la Timișoara pentru evoluția de la Cal Minere. Acum o să... Două minute de încălzire specială pentru prima subdiviziune. Primii patru sportivi din această competiție. 17. Alexandru Zică de la Dinamo București. Celălalt campion absolut la ediția de anul acesta. Iorel, unde să vin? Aici sau acolo? Când vii, vin în acolo.
Și acum la paralele Rareș, Petrache, Cese sau Timișoara. La submarin pe Iosif Eduard Bulac de la Sibiu. 18.300 pentru Cristian Olteanu de la Lugoș. La paralele evoluează acum campionul absolut al României la nivelul 2, Alexandru Zică, Dinamo București. Și nota de la pară fixă pentru Iosif Eduard Bulac de la Sibiu. Mai durează un pic. Da, 20.300 pentru Iosif Bulac și acum un alt campion, Rareș Petrache de la Clubul Sportiv Școala numărul 1 din Timișoara la pară fixă. Pentru Rareș Petrache la pară fixă. Să mai spunem că la pară fixă apreciază evoluțiile Liviu Boto și Ermin Popescu pentru dificultate, iar pentru execuție Adrian Ianculescu, Ahmed Mosa, Adrian Căpățână și Ioan Jeberean. Iar la paralele oficiază Ioan Balin și Dante Iordănescu pentru dificultate și pentru execuție Vasile Buc, Lucian Popa, Liviu Pop și Sebastian Bratan. Încetat încălzirea. București. 16.650 pentru Gheorghe Stăgerean,
la paralele ultima evoluție, Tudor Vladimir Pascal Dinamo. Ultimele două finale la care dumneavoastră veți evolua, la sol vor fi cei de la nivelul 1, iar la vară fixă nivelul 2. Vă rog să vă aliniați în fața brigăzilor de arbitri. Haideți să vedem. Pentru nivelul 1, Mihăiescu, Doropanțu, Petrache și Gerardi, iar pentru nivelul 2, 2 minute pentru Tătar, Opriș, Coteanu și Ștejerean. Mulțumesc! $2,850 pentru Ștefan Dorobanțu la sol, aici unde evoluează acum timișoreanul Rareș Petrache. Iar la pară fixă vine imediat nota pentru Dorin Cristiano. Rareș Petrache, CSS1 Timișoara la sol. Așteptăm nota la bară fixă pentru Dorin Opriș. 18.800 a fost nota acordată. Acum Cristian Olteanu de la Lugoj. La bară fixă, iar la sol și-a încheiat evoluția Rareș Petrache de la Timișoara. Cristian Olteanu de la Lugoj la vară fixă. Thank you.
Bravo! Vladimir Tudor Pascal de la Dinamo a fost la bară fixă. Iar la sol a fost Ruslan Lușca de la CSS1 Timișoara. Imediat festivitatea de premiere, după care noi medaliați vor avea întâietate la acel moment. 15.450 la bară fixă pentru Tudor Pascal. Va evolua acum la bară fixă Alexandru Urzică. Alexandru Urzică Dinamo. 150 la sol acum. De la Sibiu, Iosif Eduard Tulachi. Cred că vă este foame. V-a plăcut sau nu? Părinților din tribună le-a plăcut concursul nostru? N-ați mâncat nici dumneavoastră, să mai încercăm. V-a plăcut concursul nostru? Da, înseamnă că e foarte bine, nu mai trebuie să mergeți la masă. Oricum, de pe acum, vă rog foarte mult să-i aplaudați pe concurenții de astăzi. Să-i aplaudați pentru că ei sunt viitorul gimnasticii noastre și vrem să ne bucurăm de ei, dar în primul și în primul rând să fie sănătoși. Și dacă o să fie sănătoși, cu siguranță că o să vină și performanțele, o să avem concursuri multe, cu rezultate deosebite și cred că o să fie foarte bine. Ăștia sunt gimnaștii care ne pun în noi speranțe în viitor. Și acum festivitate de premiere individual masculin, festivitate de premiere pe care o va oficia domnul Sebastian Bratan, arbitru principal al concursului. Pornește camera. Locul al treilea, medalie de bronz la această ediție, reprezentantul Clubului Sportiv Școlar Dinamo București, Darin Boldijar, care a totalizat 133,750 puncte. Locul al doilea, de la Clubul Sportiv Școlar Brașovia Brașov, Eric Durbalău, 134,350 puncte. Iar câștigătorul acestei ediții, medalie de aur și campionul național al României, de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 din Timișoara, Rareș Petrache, 136,100 puncte. Bravo, Luci! Băi, fetele, răbărau. Bravo, Rares!
diplome, medalii și, cel mai important, aplauzele dumneavoastră pentru sportivii care, iată, au urcat pe podiumul de premieră la această ediție. Și în continuare până la locul 8, pe locul 4 Ștefan Dorobanțu, Dinamo București, locul 5 Iosif Culac de la CSS Sibiu, locul 6 Mihăescu Antoniu de la Steaua București, locul 7 Marius Prețile de la CSS Sibiu și locul 8 Darul Gerardi de la CSM Cluj-Napoca. Și o să rog antrenorii primilor trei sportivi plasați pe podiumul de premiere, deci antrenorii lui Petrache Rareș, Eric Durbalău și Darin Boldijar sunt invitați lângă sportivi pe capătul din stânga al podiumului de premiere. Haideți, îndrăzniți! Lângă sportivii dumneavoastră! Să facem o fotografie de arhivă. E cam strâmb locul, dar o să avem timp. Puteți să luați loc și în fața lor pe podiumul de premiere. Nu ne sperie deloc acest lucru. Vă rog să faceți o fotografie. S-au clasat pe locul, dar să ne oprim prima dată la medaliați și după aceea. Locul al patrulea, Rareș Petrache, Timișoara. Locul 5, Antoniu Mihăiescu, Steaua. Locul 6, Darius Gerardi, Cluj-Napoca. Locul 7, Ruslan Lușca, Timișoara. Și locul 8, Ștefan Dorobanțu, Dinamo. Locul 1, cal cu mânere, festivitate pe care am să rog să oficieze domnul Gheorghe Vlad. Medalie de bronz la această ediție, Rareș Petrache Timișoara. Locul 2, medalie de argint, Ștefan Dorobanțu, Dinamo București. Iar locul 1, câștigătorul ediție și medalie de aur, Darin Boldojan, Dinamo. Ușor, 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 ușor. Îi rog pe antrenorii primilor sportivi să se pregătească pentru fotografie, după care îi vom anunța și pe ceilalți participanți la finală. După aceea să nu dăm peste cap. Da, trecem acum la inele. Am să rog pe domnul Ioan Jebelean să ne ajute cu festivitatea de premieră la nivelul 1. Locul 3, medalie de bronz, Luca Prahoveanu cu 23.500 puncte. Locul 2, Darin Boldojar, Dinamo, 23.650. Iar câștigătorul medaliei de aur este Rareș Petrache de la CSS 1 Timișoara, 23.850 puncte. Trecem acum la sărituri. Pentru nivelul 1 va oficia această festivitate domnul Aurel Munteanu. Locul 3, Antoniu Mihăiescu, Steaua București. Locul 2, Rareș Petrache, CSS 1 Timișoara. Și locul 1, câștigătorul acestei ediții, Luca. A venit Prahoveanu din Buzău la Lugoș ca să câștige medalia de aur. Alex, sunt 6 până acum. Bun, să le vedem răstirate imediat. Așa, așa. Bravo! În continuare, locul 5, Paul Tulpan de la Sibiu, locul 6, Iustin Măneciu, Steaua, locul 7, Cristian Olteanu, Lugoș, locul 8, Tudor Pascal, Dinamo.
și rog pe antrenorii celor patru sportivi de pe podiumul de premiere să se pregătească. Bară fixă pentru nivelul 1, domnul Liviu Botoș o să oficieze această finală. Locul al treilea, Darin Boldojar Dinamo. Locul al doilea, Iosif Eduard Tulac Sibiu. Și câștigătorul acestei ediții este timișoreanul Rareș Petrache. Brașovia, locul 5, Darul Gerardi, Cluj-Napoca, locul 6, Ștefan Dorobanțu, locul 7, Antonio Mioescu, locul 8, Matei Chițu, Brașovia. Și îi rog pe antrenorii celor trei sportivi să se pregătească pentru festivitatea de premiere. Spectatori, vă rog să-i mai aplaudați încă o dată pe finaliștii acestei ediții a campionatului național. Și să le urăm mult, mult, mult succes la viitoarele competiții. La revedere, ne vedem anul viitor, poate tot aici, la Lugoș. Acum altceva zic. Acum deja sunt mai moale cu asta și mergem la mai grele. Mult mai grele. Rareș, tu ai câștigat medalia de aur la competiția noastră. Cum a fost? A fost destul de greu. Gimnastica este un sport foarte frumos, doar că este și greu să ajungi așa mare campion. E mai greu decât la fotbal? Mult mai greu. Dacă zici tu, te cred. Spune-mi, care este aparatul tău cel mai frumos, cel mai bun? Mie îmi plac toate aparatele, solo nu extrem de mult, dar și solo îmi place. Și la sărituri nu e greu? La paralele, la bară fixă? Pentru mine nu e foarte greu. Bun. În ce clasă ești tu la școală? A doua. Clasa a doua la ce școală? La Generală 7 Sfânta Maria. Din Timișoara, da? Da. Așa. Și ai concurat pentru clubul sportiv școlar numărul? 1. Din Timișoara. Da. Așa. Și iară te întreb, da, la bară fixă nu-i greu? Așa și așa. Adică? E mai greu decât la paralele? Da. Și la sol? Mai greu. Da. Da. Cum ai învățat tu toate elementele alea acolo sus pe... La paralele, la bară. Prima oară când am venit la gimnastică, ne-a lăsat antrenorul să ne urcăm pe ele. Și apoi, după un an de gimnastică, am început să intrăm în treabă. Da, așa, bravo. Ce au zis colegii tăi când au văzut că ești noul campion? Au felicitat. Da. A fost cineva să te vadă la competiție aici, în sală? Da. Cine? Mama. Și? Ce a zis mama când te-ai dus cu medalia? A pupat, m-a îmbrățișat. Și a pregătit un premiu special pentru tine? Ciocolată, ceva? Da, e acasă. Gimnaștii au voie să mănânce ciocolată? Da, dar nu foarte multă. Se îngrașă sau de ce? Da? Da. Bun. Da. Alt sport chiar nu-ți place deloc așa? Fotbalul? Da. Nu ții cu Poli Timișoara? Nu? Nu. Bun. Spune-mi, ce campion cunoști tu din gimnastica românească? Marian Drăgulescu, Marius Zică, Vlad Cotuna. Deci cunoști mai mulți? Da. Da. L-ai văzut pe Marius Zică aici în sală? Da. Și pe Alexandru Zică. Pe copilul lui, da. Da? Care este campion la grupa mai mare, nu? Da. Așa. Nivelul 2. Nivelul 2. Anul viitor s-ar putea să vă întâlniți în competiție. Da. Crezi că o să reușești să-l învingi? Da, de el o să fie la nivel mai mare când o să ajung eu la 2. Da? Da. Da, bine. Spune-mi, ce-ți dorești tu anul ăsta? Acum ai o medalie de aur. Ce-ți dorești tu anul ăsta? Mai vreau să câștig și o cupă. Mult succes! Mulțumesc! Toate cele bune!